Până astăzi, 22 decembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 598.792 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 508.979 de pacienți au fost declarați vindecați. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către DSP, care depășește valoarea 3, este regăsit în Ilfov, 6,38 urmat de București, Constanța, Brașov, Cluj, Timiș, Brăila și Ialomița. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 93.413, urmat de Cluj, Iași, Constanța, Timiș, Brașov, Prahova, Ilfov și Argeș. Județele care au registrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 819 cazuri, urmat de Cluj, Timiș, Iași, Ilfov, iar la celălalt pol cu cele mai puține cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore, regăsim Harghita cu do. 12 cazuri și Gorj cu 19. Până astăzi, 14.636 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 21-22 decembrie, până la ora 10, au fost raportate 155 de decese, 54 femei și 101 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 37 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 53 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 50 decese la categoria de peste 80 de ani. 151 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru un pacient decedat nu au fost fost înregistrate comorbidități, iar pentru trei pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În urma testelor efectuate, la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.009 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate în urma testării pacienților care erau deja pozitivi, 1019 persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.117, dintre acestea 1252 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.630.874 de teste. Dintre acestea, 23.834 au fost efectuate în ultimile 24 de ore, 16.036 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.798 la cerere. De asemenea, de la ultima informare, au fost raportate și rezultatele a 10 teste prelucrate anterior ultimilor 24 de ore și transmise până la data de 22 decembrie. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimile 24 de ore este de 21%, iar evoluția ratei de pozitivare de la introducerea măsurilor de carantină parțială în România poate fi observată în graficul alăturat. Pe teritoriul României, 40.211 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.412 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 57.815 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 162 de persoane. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 3.610 apeluri la numărul unic de urgență 112, și 972 la linia Tel Verde 0800 ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 21 decembrie 6535 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 1.300.000 lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 7043 de români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2 coronavirus. De la începutul epidemiei și până în acest moment, 128 de români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați. Până la data de 21 decembrie 2020 au fost raportate 15.130.100 de cazuri în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția și Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Regatul Unit, Italia, Spania și Germania.